ce anume cataloghează un monitor drept monitor de gaming? 1. Timpul de răspuns. Dacă vrei să fii competitiv, timpul de răspuns e unul foarte important. Din punctul meu de vedere, eu am văzut diferența între un monitor cu un timp de răspuns de 5-6 milisecunde și un monitor cu un timp de răspuns de 1 milisecundă. Le-am văzut. E vizibil pentru cineva care stă de dimineața și până seara cu ochii în monitor. E vizibil. Dacă ești cu competiția în sânge, ca să zic așa, un monitor trebuie să aibă minimum această caracteristică, 1 milisecundă. În RPG-uri, în RTS-uri, mai puțin. Mai puțin. Dar în FPS-uri, odată ce ți-ai format ochiul pe un monitor cu 5-6 milisecunde și ai trecut pe unul cu 1 milisecundă, o să vezi imediat diferența. Rezoluția acum depinde foarte mult de ce poate sistemul tău. Adică un Full HD eu cred că este arhi-suficient cu panel TN. IPS-urile, am văzut câteva modele cu 1 milisecundă, dar mi se par un pic de tot prea piperate prețurile. TN-urile sunt varianta cea mai bună la ora actuală pentru gamer și cea mai accesibilă din punct de vedere al bugetului la 1 milisecundă. Cele cu panel TN s-a ajuns și la 240 de Hz. Sunt și anumite modele pe care îți scrie 144 de Hz, dar producătorul îți permite prin intermediul meniului să faci un overclock și să te duce în 155-160 de Hz. Acum toată lumea o să zică, îmi iau 60 de Hz și gata, eu cu aia, știi? Nu! În momentul în care treci pe 100, în momentul în care treci pe 144, o să vezi diferența în joc, fără doar și poate. Mișcarea in-game e mult mai fluentă. Am văzut monitoare la 100, 122, 144, 160, 240 de Hz și mai nou am văzut laptopuri cu display de 120 de Hz și se vede al naibii de mult diferența în momentul în care ai făcut selecția și ai trecut pe 120 de Hz. Poți să-ți iei orice diagonală îți permiți. Pentru că am văzut oferte ca lumea și la 27 de inci, am văzut oferte ca lumea și la 32 de inci. Acum depinde foarte mult și de biroul tău, de spațiul tău de relaxare, cât de mare este și dacă îți poți permite să aduci și să pui un astfel de monitor acolo. Ăsta este un monitor pe care eu l-aș recomanda pentru un setup de tip surround, un setup de 3 monitoare. Cu cât sunt bezelurile mai mici, cu atât, în momentul în care le unești unul lângă altul, vei avea o privire de ansamblu mult mai mare în momentul în care te joci, nu știu, un first person shooter sau un joc gen racing. Diferența de preț este mare între cele două tehnologii, G-Sync și FreeSync. De ce? Pentru că FreeSync este un open source, iar G-Sync este un hardware implementat în monitoare. Dacă merită, da, merită, pentru că ambele fac ceva mult mai bine decât V-Sync-ul. Îți sincronizează ție imaginea cu placa video, astfel încât tu să nu vezi sub nicio formă nici cel mai mic efect de tearing pe ecran. Tearing însemnând ruperea imaginii pe ecran. Lucru care se întâmplă în momentul în care ai un monitor de 60 de Hz și te joci 144 de FPS-uri. Dacă tu cauți un monitor de 24 de inci la 60 de Hz, cred că îl găsești fără doar și poate și pe la 600-700 de lei. Un monitor ok. Din punct de vedere al calității, dar trebuie să vezi în specificațiile acelui monitor ce îți dorești tu. Astea, din punctul meu de vedere, sunt cele mai importante caracteristici. 1. Panelul TN. 2. Timpul de răspuns 1 milisecundă. 3. Dacă ești pasionat de FPS-uri și jocuri competitive, atunci 120-144 de Hz. Știu că în urmă cu 2-3 ani de zile toți jucătorii de Counter-Strike Global Offensive căutau monitoare cu 144 de Hz. Diagonală, din punctul meu de vedere, 27 de inci, pentru că au scăzut prețurile foarte mici și acum îți poți alege un monitor la 27 de inci cu toate aceste caracteristici.